Și mă bucur că n-ați băgat iară muzică ca data trecută, în stricat toate clipurile de pe YouTube, că e muzică cu drepturi protejate. Nu mă rugat să aduc muzica, mă duc. Înțeleg, da, da. Da, mă, ia totul a greșit. Păstrez doliu. Nu mai vreau. O leag de sobrietate. Las că mai conversăm așa, ne auzim unii pe alții. Și trebuie să bubuie în cap. A, păi da, și îți spuneam și tu erai ba aici, ba acolo și nu trebuie mult, 3-4 secunde să uit pe video și gata, mi-a pare. Drepturi încălcate. Uf. E greu viața de vlogger. Te obișnuiești ușor să ții echilibru? Pe asta? Mai multe etape. Prima etapă cu ea, pur și simplu să mergi. Acolo trebuie câteva ore. A, deci trebuie totuși exercițiu ca la skateboard sau patine. Nu înșep deodată. Nu, ei, și bicicleta trebuie să înveți. Chiar am văzut pe video cu un domn de 60 de ani care în 10 minute s-a învățat. Dar asta pur și simplu merge primitiv. Clar. Timpul cu exercițiu, da, cât mai mult faci, cu atât mai ușor te descurci. Și ridici și dealul de la telecentru? Dealul de la telecentru ridicam cu trotineta de 5 mici. Dar cu asta ridic orice deal. A, da, așa e de bengoasă? Hai da, hai! Banca Națională. Verde! Trotineta are 250W motor. Asta are 1000. Păi, leu! Dar cum se explic? Tehnologia e mai nouă sau el e mai greu sau... El e mai mare. Hai, mai mare, da? Care e tot conținutul ăsta și poți bai și baterie acolo și motor și putere, da? Înțeleg, da, da, clase diferite. E greu probabil cât are, vreo 10 kg. 16, da. Următoarea să iau de 2500, da? Talent! Dar avem timpul, nu știu, merg terasabil și trebuie să merg de la rachetă. Aleu. Da, o schimbi vremurile cam ușa, să începem a zbura. Eu rămân fidel ca moșnea și biciclete. Da, da. Sunt alții care nu mergi pe rotă, dar îi dorme și oarnă să-ți facă și mai bine. Dar obosesc anumiți mușchi ca să menții echilibru, nu? Ca să manevrezi. Nu? Nimic? Stai încordat, dar pe urmă te relaxezi. A. Ți-ai luat și fenul? Ți-ai luat și fenul pentru barbă sau ce este? Asta e ca să nu te roască oameni. A, da? Te smatri.
Parasolar, cum ar veni. E foarte puternică și ciurăște. Lanterna. Băi, tu faci și live. Schimbăm banda. Arătăm. Și schimbăm direcția. O luăm pe bulevardul Ștefan cel Mare. Călăreț, că ar fi fost el biciclist, dar atunci încă nu era inventată bicicleta. Așa cum mers pe cal. Răbdare, răbdare. Hai să ajungi la timp. Dacă n-ai fi așa de nervos. Oh. Hai că mai avem, fete. Nu-i numai Ana. Popa. Cu noi. Eu făcusem 30 km până la pedalarea asta. Și acum deja cred că avem vreo 5. A, nu, doar 4. E cald. A urcat dealul și ne-am înfierbântat. Sunt tunic afară. De asta e bine să avem veste reflectorizante și lumini. Ca să ne vadă șoferii și șoferițele. Să ne vadă de departe, să nu le apărăm ca o surpriză în față. Nu poate frâna sau să ne ocolească. E verde, dar nu-l prindem, așa că ne îngrămărim din nou la semafor. Suntem la pedalare, masa critică la Chișinău, pe bulevardul central. Asta se întâmplă în fiecare ultima vineri a lunii în majoritatea orașelor importante ale lumii. Orașe libere în care oamenii pot să exprime în felul ăsta. Și iată bicicliștii, monocicliștii, tricicliștii, trotinetistele și tot așa se adună
pedalează împreună ca să revendice loc pe carosabil, loc în trafic, ca să arate autorităților, șoferilor, că e nevoie de infrastructură biciclistică, nu iată așa dungi roze desenate ca chirtoacă pe trotuar, fără nicio delimitare de zona pietonală, fără să avertizeze pietonii că iată poate să vină bicicliști. Să cerem de la primari să scoată gratiile astea de-a lungul drumului, care sunt foarte periculoase, mai ales dacă mai căzut câte o bară din asta, păi groapă, e capcană pentru bicicliști și bicicliști. Tot să mori cu carosabil, scazi acolo, te dezechilibrezi, poți face un accident.